După trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, românii s-au putut bucura de mai multă libertate de mișcare, însă asta respectând anumite reguli și anume purtarea măștilor în spațiile închise. În piața agroalimentară Astralis din Zalău sunt puse afișe care sugerează purtarea măștilor în spațiile închise, iar autoritățile informează că cei care încalcă regula riscă amenzi între 500 și 2500 de lei.